Vor să ne dea afară din București taximetriștii de Ilfov. Avem și noi copii și noi suntem plătitori de taxe și noi trebuie să muncim. Înțelegeți? Nu vor să ne mai lase pentru că ei au foarte multe licențe puse deoparte și nu mai au mașini pentru ele. Domnul Ștefănescu, domnul Anghel de la Cristaxi au foarte multe licențe puse deoparte și nu mai au mașini, deci nu mai au șoferi. Dându-ne pe noi afară din București, automat noi vom fi nevoiți să mergem la ei să închiriem licențe. Undeva la 18-20 de milioane pe lună, care e extraordinar de mult. Cu mașina ta, cu reparațiile tale, mi se pare enorm de mult. Nu vi se pare totuși normal să, ca mașinile, ca taxiurile să funcționeze exact în localitatea în care au autorizație? Da, e normal, dar numai dacă luăm în calcul Bucureștiul, se află în județul Ilfov. Da? Să ne gândim un pic. Aeroportul Otopeni se află în județul Ilfov. Consiliul Județean Ilfov se află în București. Poliția Ilfov se află în București. Noi, Ilfov, de ce nu putem să lucrăm în București? N-ai cum să faci tarif unic. Nu pot, nu se poate așa ceva. Băi, nu, normal că nu sunt de acord. Păi, cum adică? Eu am o mașină mai bună și mă pui să merg cu un tarif mai mic. De ce? Păi, ca și la hoteluri, ca și la unul are 60 de euro, unul are 200 de euro. Băi, de ce? Cum să facem așa ceva? Dar concurența, concurența, unde mai e concurența? Eu ofer servicii de calitate mai bune, da? Altul mai puțin bune, ca să nu zic altfel. Deci nu se poate așa ceva. Tarif unic nu. Din ce ați auzit, cam la cât s-a ridicat acest tarif unic? Din ce se vehiculează? Am înțeles că undeva în jur la 1,8-1,9 lei. De exemplu, o cursă, să zicem, aeroport-universitate, cât costă? Păi, luând în calcul că sunt în jur la 15 km, faceți socoteala și dumneavoastră la 1,39, în jur de 28-30 de lei. Și dacă ar fi, să zicem, tariful de 1,8, tarif unic de 1,8? Mai punem 4.000 la kilometru, ar însemna încă 6 lei în plus, deci 3,50 lei maxim. Și sunt listele cu persoanele care sunt aici? Ca asigurăm prezența. Dar și ce se întâmplă cu cei care nu au venit? Nu se întâmplă nimic, absolut nimic. Câte persoane sunt? Vreo 70, numai de la noi, da. Deci cei care participă nu plătesc planul pe ziua de astăzi. Și de ce vă aflați aici, ce vă nemulțumești? Faptul că vor să îngrădească dreptul la muncă al șoferilor, vor să-i scoată pe cei din Ilfov să nu mai lucreze, care actualmente lucrează în legal, mă rog, o formă legală de lucru. Și se pare că cei cu licență de București vor să-i scoată. În dispecere. În dispecere. Da? Da. Și de ce vă aflați asta? Da, despre ce treabă, da? Păi, în primul rând să-i susține pe colegii noștri, în al doilea rând să ne apărăm locul de muncă. Cum scrie pe toate bannerele, și noi avem copii și noi plătim impozite și taxe. Da? Și vrem să ne susținem cauza. Care este cauza? Cauza să ne păstrăm locul de muncă, să avem dreptul să circulăm și noi ca restul colegilor din taximetrie în tot Bucureștiul. Considerați totuși mai normal ca fiecare să activeze exact în localitatea în care are drept de autorizație? Nu. Eu stau în Ilfov și am serviciu în București, deci eu pot să circul, da? Deci, pe mine m-ar dezavantaja. Asta, tarif unic, este bine și unic, da? Dar oricum tot este mic. Cam cât ar trebui să fie ca să acopere costurile? Să arăi jumate din litru de benzină. După noua formă a legii, la aeroportul Otopeni nu mai au voie să stea în stația de îmbarcare clienți decât transportatorii autorizați în acea localitate de autorizare. Adică Băneasa s-a desființat, toate zborurile low cost charter s-au mutat pe Otopeni. Otopeniu are în jur de 40 de autorizații taxi. Adică acei 40 de fericiți, că a fost Costică de la Otopeni în Parlament, vor practica ce tarife vor dori dânsii sau ce tarife va dori primăria Otopeniului să stabilească. Și 40 de taxiuri
va deservi un aeroport internațional. Putem să spunem mândria României, pentru că este cel mai mare aeroport din România și cel mai, cu cele mai multe dotări, care deservește un trafic anual de 5 milioane de călători. Oare cum o să transporte când va veni un avion cu 200 de pasageri, 40 de taxiuri? Ăia nu mai trebuie să doarmă. Ăia nu mai trebuie să facă nimic. Cu ce tarife vor vrea dânsii? Deci am legiferat arsul clienților prin Parlament. Normal și normal ar trebui un preț minim, să fie prețul minim 18, cum s-a hotărât. Și dacă asta asimetriști consideră că vor un preț mai mare, pe pielea lor, pe treaba lor. Și cam atât. Deci nu vi se pare chiar normal să fie un tarif unic? Să fie un preț minim, adică să putem și noi supraviețui. Măcar atât, că se știe cum trăiesc taximetriștii. Asta e singura problemă. În spate, la toate problemele din țara asta, există o mafie. Deci numai în spatele taximetriei. Deci cam atât am vrut să vă spun. Și în rest, nu prea știu. Deci nu știți să-mi spuneți un nume? Nu. Cea mai veche asociație din domeniu este Camera Taximetriștii. Mafia taximetriei! Din țară! Tocmai ei vreau să elibereze acel. Și mafia taximetriei, adică Camera Taximetriștilor, este condusă de societăți comerciale. Adică eu să mă duc la concurentul meu să-i cer dreptul să lucrez. Cum era posibil așa ceva?